Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Luca, ce-a făcut? Ramen. Mam, bun. Dacă i-a ieșit, e șmecher. Cani. Bravo! Ai trepte veto pe două ingrediente. Ce ți-am zis? Adică, ai trepte... A meritat pe deplin și punctajul și amuleta, așa că sunt foarte curios ce o să se întâmple în momentul în care Blanche va fi nevoită și obligată cumva să folosească amuleta. Sandwich maker. Sunt sigură că voi folosi cu cap această amuletă după ce două persoane de la Dungeon m-au atacat consecutiv să înceapă războiul. Cu siguranță o va folosi pe mine, direct, 100% sigură de asta. O farfurie poate nu grozavă, dar s-a salvat pentru că a respectat tema și pentru că nu s-a complicat. Așa cum vă spun șefii tot timpul. Este farfuria cu ciorbă. Gata, mi-au trecut toate. Bravo, Foca! Nu cred! Nu cred așa! Bine, a crezut Foca, mea, nu? Bravo. Nu, deci nu pot să cred așa ceva, n-ai cum. Nu cred așa, am zis că a gătit-o Claudia, băga foarte bună. Da, vorbim și noi și... Nu cred așa ceva. Am zis că o să ziceți. Nu cred așa ceva. Foarte bună, vorbesc serios. Mulțumesc. Bravo. Ești dus. Puteam să bag mâna în foc, să fac, punem toți banii. Că era ciorba Claudiei. Bă, incredibil, nu cred. A luat-o razna, mă jur. Bă, ai stat în temă, bă, a avut cea mai fluidă farfurie. A luat-o razna, dar bravo lui, foarte șmecher. Bă, dacă asta a gătit Foca, ce a gătit Claudia? Îmi cer scuze, dar am uitat să vă spun ceva, șef. Foca a avut amuleta. Și? Ce ai făcut cu ea? Și amuleta spunea că poate să interzică un ingredient. Ce, mă? Concurenților din echipa adversă. Și? Iar Foca a interzis sarea. Oh. Speechless, fraților. Doamne, bă, Foca, bă, tu nu numai că gătești bine, ești inteligent, bă, tată. Bravo, bravo, bă, bravo, bravo, bă, bravo, bă, tată. De asta, la un moment dat, bravo, nebună. Ați spus că poate unele farfurii au același gust. Da. De ce n-ați făcut toți patru desert? Deserturi cu lichide aveam de unde? De ce să căutați alte variante în care să puneți sare în farfurie? Bine, băi, Foca! Bravo, băi, Foca! Bravo, Foca, bravo! Bravo, băi! Uite unde era gospodina! Bă, dar ciurra! Yes, ciorbă, yes! Ciorbă, eh? Poftă bună, v-a plăcut, să vă fie de bine. Doamne ferește, nu mai înțeleg nimic. Foarte bună. Nu cred așa ceva. Foarte bună ciorbă. Ia care intră? Intră Cani? West? Foca! Ia-l naibii, Foca! Foca! Câte puncte ai luat ca amuleta? Nu mă interesează câte puncte am luat, ăsta e ce. Cât ai luat? 10? Nu știu. Ciorbare. 10, 9. Doamne ferește! Nu vine să cred! Nu cred așa ciorbă s-a dus. Și l-a dus pe ăsta minte, auzi. Foarte smart, nu s-a complicat. Da, 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 da. Bă, mai sunt... 5. Mamule, acum era caria Claudiei. Care o fi? Deja s-a dat totul peste cap. Da, da. Vreau și eu să-mi aud numele, pentru că fiecare persoană care vine, totuși, nu sunt eu. Și chiar vreau și eu să ajung în bucătărie azi. Farfuria care se salvează în continuare este tot o supă cremă. A primit 13 puncte. Și este supa cremă de usturoi cop cu năut. Este, tată! Farfuria 3! Bravo. Cu o pășat și crambură de ciorizo. Nu cred! Bravo, ba, da. Bravo, fata! E supa cremă cu frata lui bărbată eu! Bravo, fata! Bă, bune, mă! Da. Și cu ciorizo, nu? Da. Cu ciorizo, o alune și cu sup. Băi, altă surpriză! Incredibil! Nu mai înțeleg nimic. Ți-am văzut ouul mai fluid decât supa. Și ți-am dat 4 mâncare. Să mor de mai înțeles. Bravo! Yes! Yes! Claudia a avut una dintre cele mai gustoase farfurii de pe masă. Nu m-am gândit la Claudia că ar fi în farfuria asta. Mă bucur pentru ea și e un semnal de alarmă pentru echipă. Foca face aia. Nu, nu, nu. Claudia face ce...
Ce ești, Ticule? Mă, dacă mai înțeleg ceva. Culmea, Claudia a făcut farfuria cu ou poșat, deci nu, nu mai înțelegem absolut nimic. Deja totul este upside down. Nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Deja au început să gătească unii ceva, alții altceva. Adică... Bă, e bine. Încep să mă distrez. Începe să-mi placă jocul ăsta. Din ce în ce mai mult. Bine! Treci pe punte! E cel mai mare punctaj al meu de când sunt aici. Mamă! Toți au zis că ciorba lui Foca a fost a mea. Deci n-ai cum să ieși la ciorba. Așa am venit și mie. Foca a făcut ciorba de pui la greș și toți au zis că e a mea. Păi știu ce ai făcut. Deci așa eu am făcut supă cremă de usturoi copt până ud. Bravo, mă, cine bună ești. Bravo! Bravo, mă, gospodină, mă! Doamne, iartă-mă! Chiar nu mă așteptam să iau atât de mult. Aoleu! E dat peste cap tot aici. Aoleu! Băi, 13 puncte, Claudia, mamă, deci mă bucur maxim. Acum trebuia să vină Cani și Alberto, ca familia să fie fericită. O altă supă cremă. Alte 13 puncte. O supă cremă de cartofi cu trufe. Ionuț. Bravo, a fost bună, mi-a plăcut. Bravo. Eu zic că merita mai mult de atâta, dar așa e când sunt alții invidioși, n-ai ce să faci. Nu poți să te lupți cu doi. Da. Felicitări, Ionuț, bravo, mergi în bucătărie. Bravo, mulțumesc. Ai supărat? Da, pentru că știu că puteam mai mult, dar... La consistență, cea mai șmecheră dintre toate. Sunt dezamăgit de punctajul care l-am luat azi. Nu știu ce s-a întâmplat, cine a fost corect în farfuria mea. Acum, da, asta e decizia șefilor, nu contest. Aia, da, o supă cremă. Cam așa trebuie să arate. Supa de cartofi cu trufe de două ori mai bună decât cea gătit Black. Dar fiecare votează cum îi place. Hai, Cani! Că-i gros. Ăsta e Ionuț. Bravo! Bravo. Tu când pleci acasă? Cred că mergi înaintea mea. N-ai șanse că n-ai demonstrat nimic până acum. Lasă că vedem. Auzi, eu cred că ai demonstrat. Aici. Stai liniștit. De data viitoare când intru la individuală, mă las să vorbesc, că ăsta e simț de respect. Cu Robert și cu Paul nu prea l-a ales deloc pe Ionuț. Ia și tu 15 puncte, de mâine înainte, ai, bă, ai pus dovlecelul ăla așa? Zucchiniul a rulat? Stai liniștit că mai am idei. E arogant. Am idei destule. Bom. Se aude ceva în partea eu că nu dacă îți dau capul meu, corpul tău e razna oricum. Eu i-am zis lui, dacă îți dau capul meu, ți-a corpul razna. N-ai cum să gândești ca mini, băiatului. Trebuie să te mai naști de două ori. Unul ca mini se naște odată la 1000 de ani, dacă nu știa. Eu sunt ca Marcelino Panevino. Îți dau clasă când vrei tu. Astea sunt dume fumate din mine și de Robert. Îți zic sincer, acum... Păi la el acolo îmi stupceava la gura humorul să el e încă în vogă, el e șmecher. Și te iei tu cu mine 9 puncte în gură, care orez cu lapte, tăi țăi cu mac. Nu mai știu ce supă a fost. Mamă! Și mai avem o supă de 13 puncte. Nu mai știu ce supă a fost. Mamă! Și mai avem o supă de 13 puncte. Supa. Ramen. Băi, las-o, mă. Mă, două naibii. N-ai, mă, cum așa? Bă, țăcărite, cum așa? Bă, țăcărite, l-a găsit el săratul, mă. Bravo, băi! L-a găsit săratul, mă, uite-te, mă. Ramen. Așa ceva. Mergeam. Bravo, Luca. Deci este incredibil. Ramen într-o oră. Cred ramenul ăsta. N-am mai înțeles nimic din proba de azi, mă jur. Se salvează Luca cu ramen. Doamne ferește, foarte smart! Bă, foarte șmecher, foarte smart! N-ai cum! L-am pupat, nu cred așa ceva, n-ai cum!
Nu s-a bătut niciodată la coroniță, dar uite așa, ușor, ușor, Luca merge înainte. Stecani. E Luca asta, băi. E Luca? Băi, da, e Luca, e Luca, că l-au să aude bontea. E Luca, mă, bravo! Soara, Timișoara! Sunt aici, Luca, nebunul meu, timișoreanul meu! Îmi place de Luca, țin foarte mult la el. Dar în momentul ăla n-am putut să am nicio reacție vis-a-vis de victoria lui. Băi, dar cine-i rămas de la ei? Alberto și Alberto Cane. Alberto și Cane. Bravo, bravo, Luca, bravo, bravo, bravo. 13 puncte pe ramene, ai văzut? 13? Da, mergea, bravo, bravo. Felicitări, bravo. Bravo. Și erau toți așa de euforici, eu mai mult, și am zis, bă, ai văzut că cu nebunia merge. Te gândesc dacă pune și nu, dar... Ce tare, și asta am trecut mai departe. Dar ramen într-o oră. Bravo, Luca. Ioi, Doamne, bine că s-am ne acasă, restul... Puteți pleca amândoi, vă luați de mână și plecați amândoi, că nu mă interesează. În seara asta pierdem un om. Bă, doi oameni consecutiv de la noi? Mă, ce e cu voi? Ce e cu voi? 79 puncte, asta este cu ei. Și știi cine e 7, știi cine e 9, după cum a pus mâna pe cuțit? Ce e cu voi, bă, băieți? Ma. Nu sunteți bine deloc. Ma. Și știu supele care au rămas. Este supa de porumb, aia cu consistența aia nasoală, și cea de broccoli cu creveți. Cine ce-a gătit? Ma. I-am gustat supa lui Cani, mie în personal nu mi-a plăcut. Toate că a stat lângă mine, i-am explicat cum să facă. Bă, lucrurile sunt atât de simple în momentul de față și mi se confirmă scenariul din cap. Florin probabil știe deja, dar voi nu știți. Nu știm. Știm și noi. Cel care a obținut 9 puncte... Eu nu știu, nu înțeleg.